Salut tuturor și bine v-am stat la un episod din seara de GTA 5 online, de această dată cu noua mașină și cu un apel de la LJ morțului pe cruce și de-astea. Uitați dacă vă place această serie să apăsați butonul de like acolo și un comentariu și desigur un subscribe dacă ești nou pe acest canal și e prima oară când mă vezi. Da. Bun băieți, astăzi, bine nu astăzi, practic joia trecută s-a băgat această mașină, iar astăzi o vom tuna, să vedem ce știe să facă mașina asta, pentru că practic da. Haideți să o tunăm episodul ăsta și vedem dacă se descurcă, cum se descurcă. Mă, văd că și așa ia, mașina asta are ceva viteză. Deci chiar și așa cum e, ia să vedem cum arată bordul. Mișto, n-am ce zice, chiar arată mișto. Dar... să vedem cum se tunează, că am văzut câteva poze pe Insta cu mașina asta, arăta destul de mișto cum se... cum era tunată, dar... să vedem cum se tunează. Bam! Haideți, șarpili, bossule, haideți să vedem. Hai, dăm armor, chestia astea, brakes. Exhaust, ia să vedem. Ma, ce n-ai văsat acum? Nu, uite, asta așa. Hood, ia să vedem ce hood avem. Ma, uite așa. Arată bine, lights, frumos și neon până după aia, livery. N-avem ce livery să-i primim acum. Plate, respray, sales, cărți, na. Stock, cărți sau astea, le punem pe astea acum, na. Spoiler. Ori îi dăm remove, ori îi punem d-ăștia. E din ce în ce mai mare sau? Da, oricum e lăsată. Uite, unul de ăsta arată mișto. Uite așa. Uite așa arată de ăsta mișto. Transmisie. Sunt curios dacă mai pot să las și mai jos de atât, dar nu cred. Nu că aici trebuie să fie suspension, wheels, sport, chrome, îi pune niște chrome de-astea frumoase. Next level color, design, frumos, enchant. Și Windows, bam, și tați așa puțin. Nu se mai poate cu atâtea reclame, mă băieți. Limo și să vedem ce culoare punem acum, asta e plate de fapt. Bam. Așa, și respray punem primary acolo și ar să vedem, ia să vedem noi la metallic. Ce culori ar sta, ce culori ar sta bine mașinii acestea. Nu arată rău, pun roșu. Te pun lava. Ba, da, pun lava are, dar arată destul de urât, ia să vedem. Mai interesantă culoarea asta, sincer. Ia, aș face o asta și aș duce și aș da parlescent și aș da... uite așa un purple de-asta. Și-ar arăta mișto, zic eu. Nu știu, îți scrie ceva acolo. Aia, secondary, ce e secondary? Ah, ok. Dacă tot e secondary, hai să-i punem... aici, stai așa. Haide, mă. Dacă o mai găsesc. Așa, pune și pe acolo bright purple. Să fie. Așa, trim color. Bright purple, să fie acolo, să fie bine. Bun, hai să vedem cum se descurcă eu ce. Să îi dăm un test, să vedem dacă urcă mașina asta așa frumoasă cum e. O cerat bine, nu are cine știe ce schimbări, din câte am văzut. Dar îți curios dacă urcă pe Ciliad. Hai să ne ducem frumos pe autostradă să vedem dacă urcă mașinuța asta, dacă urcă pe Ciliade. Așa, frumos. Frumos, elegant cât de cât.
Bine să trână băieți. Da. Mi-a revenit, cred. Mamă. A fost, a venit. Mersi celor care mi-o să-mi zică sănătate în comentarii. Dacă să fie cineva care merge până aici. Da. Mi-a venit să strâng. Ce să faci, zici eu, până la urmă. Aia e. Da. Hai să zic dacă... Mă văd că pe șosea se ține bine, că o să vedem puțin mai încolo când vin niște curbe. Curbe, nu curve. Țineți minte? Curbe, nu curve. Așa. Bam. Și o să vedem cum era mașina asta, dacă puteți să o lași și mai jos decât este deja, cred că nu mai aveți ce-i face. Mă, dar destul de rapid, adică pare că se înfige. Bine, aș fi vrut să fie ceva mai zi ca să vedem cum arată culoarea pe ea, dar n-avem ce să-i facem. Bam, 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 bam. Că era pe aici urcare. Parcă sau mai în față, cred că mai în față totuși. De m-am strunutat și nu mai pot acum. Bă. Ca să înțelegi, tocmai mi-a dat Crash GTA-ul. Cred că o să las aici episodul, ne-am zis data viitoare. Ciao, pa, pa.